Victor Bogdan și Tudor sunt frați. Părinții lor le oferă la sfârșitul fiecărui an școlar un număr de cărți egal cu numărul clasei încheiate. La sfârșitul acestui an școlar, băieții și-au numărat cărțile primite de-a lungul anilor de școală și au constatat că au în total 19 cărți. Ce clasă a terminat fiecare dintre cei trei băieți anul acesta? Pentru a înțelege bine conținutul problemei, trebuie să scriem datele. Ce cunoaștem? Că numărul cărților primite este egal cu numărul clasei încheiate pentru fiecare băiat. Numărul cărților este egal cu numărul clasei. De asemenea, știm că de-a lungul anilor de școală, cei trei băieți au în total 19 cărți. Trei băieți au primit 19 cărți. Cam atât știm. Ce nu cunoaștem? Ce clasă a terminat fiecare băiat anul acesta? Ce clasă a terminat fiecare băiat? Analizând datele problemei, observăm că numărul cărților este egal cu numărul clasei și că de-a lungul timpului băieții au acumulat 19 cărți. Să trecem la rezolvare. Rezolvare. Pentru a rezolva mai ușor această problemă, este bine să întocmim o schemă și să ne imaginăm că un elev care a încheiat clasa 1 a primit o carte. Clasa 1 are o carte. Un elev care a finalizat clasa a doua are o carte primită atunci când la rândul său a încheiat clasa 1 plus două cărți la încheierea clasei a doua, adică trei cărți. Mai departe, un elev care a încheiat clasa a treia. Păi, o carte pentru clasa 1, două cărți pentru clasa a doua și încă trei cărți pentru clasa a treia, adică șase cărți. Un altul care a încheiat clasa a patra are o carte pentru clasa 1, două pentru clasa a doua, trei pentru clasa a treia și încă patru pentru clasa a patra, adică în total 10 cărți. La finalizarea clasei a cincea, un elev ar putea număra o carte pentru clasa 1, două pentru clasa a doua, trei pentru clasa a treia, patru pentru clasa a patra și încă 5 pentru finalizarea clasei a cincea, adică în total 15 cărți. Schema noastră se oprește aici, pentru că un elev care ar încheia clasa a șasea ar mai primi încă 6 cărți lângă cele 15 și ar face 21, dar noi în total avem numai 19, așa că n-are rost să lungim povestea. Din această schemă se vede foarte clar că un elev la absolvirea clasei 1 ar avea o carte. Un altul ce a absolvit clasa a doua ar avea 3 cărți. Cel ce a terminat clasa a treia ar avea 6, cel de clasa a patra 10 cărți, iar cel ce a terminat clasa a cincea 15 cărți. În problema noastră sunt 3 băieți. Noi va trebui să combinăm 3 dintre aceste numere pentru a obține suma 19. Cum putem proceda? Este o problemă ce se rezolvă prin încercări. Ne imaginăm că Mezinul este clasa 1 și a primit o carte. Ne mai rămân din cele 19, 18 cărți. Păi ce două numere adunate ne dau 18? 3 plus 15. Deci 1 plus 3 plus 15 este egal cu 19 cărți. Ceea ce înseamnă că am descoperit prima soluție. Fratele cel mic, pentru că are o carte, a absolvit clasa 1. Mijlociul, pentru că are 3 cărți, a absolvit clasa a doua. Iar fratele cel mare, având 15 cărți, a terminat clasa a cincea. Să descoperim acum și alte soluții. Să ne imaginăm că Mezinul ar fi clasa a doua și ar avea 3 cărți. Și ar fi primit. Din 19 ne mai rămân 16, adică 6 plus 10. Egal cu 19. Și atunci, a doua soluție
Cel cu 3 cărți este clasa a doua. Cel cu 6 cărți a terminat clasa a treia. Iar cel cu 10 cărți a absolvit clasa a patra. Oricât de mult am încercat să combinăm în alte moduri 3 valori, nu am obținut suma 19. Iată că acestea două sunt soluțiile problemei.